Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Diplomația. Dacă ne-ați urmărit duminica trecută, cu siguranță așteptați cu interes emisiunea din această seară. Continuăm să descoperim serviciile secrete rusești. Am vorbit ora trecută despre Ohrana, serviciul secret al țarilor. De unde se trage și o să vedem ora aceasta că sunt multe, multe în comun între KGB, actualul FSB, Serviciul Secret al Rusiei și fostul Serviciu Secret din perioada țaristă, cum spuneam. O să vedem că serviciile secrete rusești prezintă o serie de caracteristici care le diferențiază de serviciile secrete ale altor puteri, ale altor state din întreaga lume. Îi spunem bună seara domnului Bușu, bună seara domnului Bușu, mulțumim că sunteți alături de noi și în această seară. Continuăm. Sunt onorat să vin, să știți, duminică de duminică. Onoarea este și de partea noastră și cu siguranța telespectatorilor. Am vorbit data trecută despre Ohrana. Și despre începuturile serviciilor secrete comuniste, CECA, conduse de Felix Dzerzhinski. Aș vrea să plecăm în această seară de la anul 1926, atunci când Felix Dzerzhinski face un infart și moare, iar în locul lui apare un alt, apare de fapt un ajunct al lui, Vyacheslav Mezhinski, tot polonez de origine, la fel ca și Felix Dzerzhinski, care pe lângă faptul că este instaurat în fruntea CECA, schimbă denumirea acestei formațiuni secrete în OGPU. OGPU, condus de Mezhinski, în perioada 1926-1933 s-a preocupat de finalizarea luptei împotriva gărzilor alb-cartiste și a multor organizații din acestea monarhiste care se opuneau noi puteri bolșevice instalate la Moscova, au reușit prin vechea tactică a infiltrării practicată și de Ohrana, astfel încât atât albgardiștii din Franța, cei care activau pe teritoriul Franței, cât și cei din Anglia, au fost în permanență în imposibilitate de a organiza o acțiune concertată împotriva puterii sovietice de la Moscova. Însă, dacă pe plan european OGPU a avut succes, în Asia, în 1927, serviciile secrete rusești se lovesc de cel mai mare colaps al lor. Ce s-a întâmplat? Ei au sprijinit Partidul Comunist Chinez să înceapă o răscoală în Shanghai. Shanghai este în sudul Chinei, un oraș cosmopolit, un centru comercial extrem de puternic și la nivelul anului 1927 ca și în prezent. Și pentru că era o mare concentrare de muncitori, erau foarte multe fabrici aparținând englezilor, americanilor, francezilor, nemților, s-a considerat că este locul cel mai propice pentru începerea unei revoluții de stânga în China. Interesant este faptul însă că specificul local chinezesc a forțat serviciile secrete ruse ca pe lângă luptătorii comuniști să dea sprijin în bani, instructori și arme și luptătorilor naționaliști comuniști conduși de Chiang Kai-shek, care în 1927 formează Partidul Naționalist Kuomintang. În momentul în care la Shanghai revoluția a învins cu lupte împotriva puterii centrale de la Beijing, Chiang Kai-shek a trădat cauza comunistă, practic a măcelărit întreaga conducere a Partidului Comunist Chinez pe care a prins-o în Shanghai, mai puțin pe Mao Zedong, Chu Enlai, Kang Sheng, cel care avea să conducă serviciile secrete chineze, Liu Bao și încă câțiva conducători comuniști care au reușit să fugă, fiind ajutați de serviciile secrete rusești, care însă au pierdut toată rezidența din China, pentru că Chiang Kai-shek, știind care sunt spionii sovietici în Shanghai și pe teritoriul întregii Chine, a avut grijă să-i anihileze, astfel încât Uniunea Sovietică a rămas fără surse credibile în China în ceea ce privește informațiile. Mezhinski în 1931 face și el un atac de cord, iar în 1933 Stalin, care preluase puterea de la Lenin, îl înlocuiește cu Iagoda, Genrich Iagoda. Iagoda era un
bolșevic de școală veche, participase la activitatea subversivă dinainte de preluarea puterii de către Partidul Bolșevic și era un apropiat al lui Lenin. Stalin i-a trasat o sarcină extrem de complicată și anume să îi curețe partidul de vechi tovarăși de luptă al lui Lenin. Și primul cu care trebuia să înceapă era Trotsky, conducătorul Armatei Roșii. Iagoda a trimis un comando, a schimbat din OGPU, acum serviciile secrete s-au numit NKDV, a trimis un comando NKDV în 1934, l-au capturat pe Trotsky de acasă, l-au luat practic din pat și l-au trimis în Kazahstan pentru 6 luni de zile, fără proces, fără nimic, după care l-au exilat, l-au alungat din Uniunea Sovietică, iar în 1940 Trotsky ajunsese în Mexic, a fost ucis de un agent al KGB-ului, trimis direct de Stalin și de șeful de atunci al serviciilor secrete, Lavrenti Beria, pentru că Trotsky trecuse la o poziție fățișă împotriva cultului personalității pe care Stalin îl instaurase. Pe lângă Trotsky a căzut și Zinoviev, un vechi luptător bolșevic, un apropiat, de fapt el era cel care după Lenin era dogmaticul partidului. Zinoviev a fost arestat, i s-a pus în fața alternativa: îl recunoști pe Stalin ca șef și îți dăm drumul sau dacă nu te duci în gulag, în celebrele lagăre de muncă pe care Iagoda le-a înființat. El este de fapt autorul acestor lagăre de muncă, Iagoda, Gheri și Iagoda, pentru că oferea cea mai ieftină forță de muncă economiei socialiste sovietice. După Zinoviev au trecut prin camerele de anchetă ale NKDV-ului, Buharin și alții lideri ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Singurul de care nu s-au putut lega a fost șeful Partidului Comunist din Leningrad, Kirov, dar pentru el s-a găsit o soluție mai simplă. A fost împușcat în timp ce părăsea municipalitatea din Sankt Petersburg. A fost împușcat în ceafă de un agent al NKDV-ului. Interesant este că în momentul în care Stalin a ajuns la Sankt Petersburg, la funerariile lui Kirov, el a pozat în, cum să vă spun, că este copleșit de o mare durere și i-a lovit cu palma pe șeful NKDV-ului de la Sankt Petersburg și pe ajunctul acestuia, care practic orchestraseră acest atentat împotriva lui Kirov. El i-a trimis în Asia, dacă nu mă înșel, în Turkmenistan sau în Tajikistan, undeva pe graniță cu Afganistanul, ca să fie cât mai departe de centrul puterii, să nu dea de bănuit că cineva ar vrea să se intereseze cum a murit liderul Kirov. În 1936, Zinoviev este cel care determină căderea lui Iagoda. Zinoviev este din nou arestat de NKDV și Stalin îi cere lui Iagoda să-l găsească vinovat pentru că vrea să-l execute. Deja Stalin intrase într-o paranoia indusă de serviciile secrete germane. În 1933, când Hitler a preluat puterea, serviciul secret Abwehr-ul i-a pus pe masă o mapă de lucru în care arăta legăturile pe care serviciile secrete germane le aveau cu serviciile secrete sovietice încă din momentul apariției acestora din urmă. Practic, Germania, după primul război mondial, i-au fost interzise forțele armate. Germania nu avea voie decât să aibă 100.000 de oameni sub arme. Și atunci, generalii germani, care se considerau neînvinși în primul război mondial, au transferat foarte mulți ofițeri, subofițeri și tehnică de luptă în Uniunea Sovietică și acolo și-au perfecționat armele cu care după aceea au declanșat cel de-al doilea război mondial. Toată chestiunea asta s-a făcut printr-un contact foarte strâns între serviciile secrete germane și serviciile secrete rusești. În momentul în care Hitler a venit la putere, el a considerat Uniunea Sovietică cel mai important inamic al statului nazist. Și atunci au imaginat împreună cu amiralul Canaris, cu Hendrik, Hering Heinrich, șeful serviciilor secrete ale trupelor SS, un plan prin care au livrat materiale false lui Stalin, care arătau că atât serviciile secrete, cât și Armata Roșie, cât și colaboratorii săi din rândul partidului încearcă să îl înlăture.
cum Stalin avea o paranoia exacerbată, el a trecut atunci la acțiune încercând să preîntâmpine un asemenea puci care se, chipurile se organiza împotriva lui. Și i-a spus lui Iagoda că îl vrea pe Zenoviev în pușca. Numai că Iagoda nu și-a făcut datoria, l-a găsit nevinovat pe Zenoviev și asta i-a provocat căderea și în locul lui a apărut un executant fidel al ordinului lui Stalin, cel care avea să însângereze Uniunea Sovietică între 1936-38, este vorba de Nikolaevich Ejov. Ejov era un tip extrem de scund și cred că avea un complex față de restul conducătorilor sovietici care erau oameni înalți. În cei 2 ani de zile cât a condus NKDV-ul, Ejov a reușit performanța de a aresta 1,5 milioane de oameni și să execute 640.000 de ruși, majoritatea fără judecat. Au căzut victime acestor mașinațiuni pe lângă conducătorii Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, Zinoviev, Buharin, toată conducerea armatei roșii în frunte cu mareșalul Tuhachevski, considerat unul din cei mai străluciți ofițeri ai armatei roșii, amiralul Orlov, conducătorul flotei Uniunii Sovietice, și în circa 4.000 de generali și ofițeri superiori, astfel încât în 1938 armata roșie s-a văzut pusă în impas datorită lipsei de cadre cu pregătire superioară. Sigur că da. Și atunci când Germania în 1941 a atacat Uniunea Sovietică, practic din corpul ofițeresc rusesc, 3/4 era nou. Oameni promovați fără să aibă studiile necesare, fără să aibă experiența militară necesară. Și chestiunea asta s-a văzut în primii ani de război, când Uniunea Sovietică a pierdut foarte mult teritoriu și circa 3,5 milioane de oameni pe câmpul de luptă. Bun. Ejov a îndeplinit ordinele lui Stalin, însă a reușit și câteva chestiuni de as al serviciilor secrete, cea mai importantă fiind plasarea spionului secolului 20, Richard Sorge, la Tokyo, în coasta japonezilor. Stalin, interesant este că n-a considerat niciodată Germania nazistă ca principalul adversar al Uniunii Sovietice, ci Japonia imperialistă. Această credință a lui Stalin a fost izvorită de faptul că ultimele trupe străine care au fost alungate de pe teritoriul Uniunii Sovietice în 1922 au fost trupele japoneze din Siberia. Și Stalin a considerat întotdeauna că militariștii japonezi reprezintă principala forță agresoare împotriva Uniunii Sovietice și nu Germania hitleristă. Și atunci a cerut serviciilor secrete ca cineva să ajungă în inima Imperiului Nipon. Și acest cineva a fost Richard Sorge, născut din tată german și mamă rusoaică. A fost excelent legendat, ca să folosesc acest termen al serviciilor secrete, s-a creat o legendă de nazist notoriu, acoperire de ziarist, a fost ziarist al celebrului ziar Frankfurt Allgemeine Zeitung, a fost trimis întâi la Shanghai în 1931, când a avut loc celebrul incident de la Mukden, când trupele japoneze au aruncat în aer linia de cale ferată și după aceea a ocupat provincia chineză Manciuria. El era la Shanghai și a urmărit cu foarte mare atenție modul în care trupele japoneze au acționat și acolo l-a cunoscut pe un ziarist japonez de stânga, Hoirumi Ozaki, care avea să devină cel mai apropiat colaborator al lui. Acest ziarist avea legături în marele stat major al armatei imperiale japoneze și de asemenea între politicienii japonezi se mișca ca peștele în apă. Și a fost o importantă sursă de informații pentru Richard Sorge. Mai mult decât atât, Richard Sorge a reușit să aibă relații foarte, foarte apropiate cu Eugen Ott, ambasadorul Germaniei la Tokyo și mai ales cu soția acestuia, care a fost una din nenumăratele sale iubite. Soția ambasadorului, scoțându-i la un moment dat cifrul ambasadei și punându-i la dispoziția lui Sorge, care l-a fotografiat și după aceea l-a trimis la Moscova, astfel încât rușii au fost în stare să citească toate telegramele care plecau de la ambasadele diplomatice ale Germaniei din orice colț al lumii. Trebuie să vă mai spun că, de asemenea, Ozaki a furnizat codul diplomatic al Imperiului Nipon, astfel încât rușii au putut să citească și telegramele japonezilor
și pentru că suntem în apropierea anului 1937, au reușit să citească și să pună mâna, de fapt, pe codul diplomatic a englez, datorită trădării unui funcționar nemulțumit de un funcționar englez de la Ministerul de Externe al Marii Britanii, nemulțumit de câștigurile sale, a propus contra sumei de $2000 codul diplomatic englez. Rușii l-au n-au primit, stat pe gânduri. I-au plătit cei $2000 și astfel au putut să citească și telegramele diplomaților maestății sale imperiale britanice. Sigur că da. Richard Soja a fost cel care a avertizat Uniunea Sovietică că Japonia nu va ataca Siberia în 1941 și a permis astfel ca 40 de divizii sovietice cantonate în Siberia să fie aduse în decembrie 41 la Moscova și să declanșeze contralovitura care a scăpat capitala Uniunii Sovietice de încercuire și ulterior de ocupare de către forțele germane. Și de asemenea a mai trimis o informație extraordinar de importantă care spunea că Uniunea Sovietică nu trebuie să piardă niciun oraș important de pe Volga, pentru că altfel japonezii ar fi atacat în mod sigur Siberia. Acel oraș important de pe Volga era Stalingradul, actualmente Volvograd, care în 1942 a făcut obiectul celei mai mari bătălii purtate vreodată în istorie între două armate. El a fost arestat și, din păcate, Stalin a refuzat schimbul lui. Și în octombrie 1944 a fost executat. Din păcate, pentru că a fost o pierdere pentru... A fost o pierdere, în primul rând, pentru serviciile secrete rusești. El a căzut, trebuie să vă spun și acest lucru, dintr-o greșeală, o doamnă japoneză cu care el avea legături aceste intime, a vorbit mai mult, fiind supărată că nu mai trece pe lea. Și atunci poliția secretă Kemtai-ul japonez l-a depistat. La început nu le-a venit să creadă pentru că el era diplomat german, dar l-au arestat și el a spus atunci la anchetă tot ce a făcut. Oamenii din gruparea lui au fost toți executați. El fiind ultimul în octombrie 44, după ce japonezii de 3 ori propuseseră rușilor un schimb de prizonieri care să-l cuprindă și pe el. Practic, Stalin nici nu a vrut să recunoască existența lui Richard Soja. El a fost reabilitat în 1964 și declarat erou al Uniunii Sovietice. În 1936 izbunește în Europa războiul civil din Spania. NKDV-ul trimite o grupă de criptanaliști care, după 3 săptămâni de când au aterizat la Madrid, au fost în stare să citească depeșele armatei naționaliste al generalului Franco. Însă în 1937, odată cu marea epurare care are loc în Uniunea Sovietică și ofițerii de informații trimiși peste hotare de către serviciile secrete sovietice sunt pe rând chemați în țară și executați fără nicio judecată. Printre alții și acești criptanaliști care lucrau pentru forțele republicane din Spania și s-a văzut pentru că în 1938 forțele republicane au trebuit să se recunoască aproape învinse, iar războiul a fost finalizat în 1939 cu victoria forțelor naționaliste ale generalului Franco, care avea să devină dictatorul Spaniei. Deci a contat foarte, foarte mult că acești criptanaliști de geniu pe care i-a avut KGB-ul, NKDV-ul, cum se numea atunci, au fost împușcați fără să aibă timp să-și formeze urmași. Ei erau, de fapt, criptanaliștii Ohranei. V-am spus în episodul trecut că ei au trăit până 1938, când au fost executați în totalitate. O mare, o zic eu, greșeală pe care au făcut-o serviciile secrete ruse, dar Ejov a fost un fidel executant al ordinilor lui Stalin. Chestiunea care însă nu l-a salvat, pentru că în 1938 a fost și el arestat la rândul lui și a fost executat fără proces, în locul lui venind un conațional al lui Stalin, Lavrenti Beria. Stalin, pentru cine nu știe, a fost georgian. Numele lui Iosif Dușganjvili. Lavrenti Beria era și el tot georgian, chiar din aceeași regiune de lângă Tbilisi, de unde provenea Stalin, și ei s-au înțeles foarte bine până în 1953, când Stalin a murit, iar Lavrenti Beria a încercat să dea o lovitură de stat, să preia puterea în mâinile lui, însă partidul a fost mai puternic, în locul lui Stalin a venit Nikita Hrușov, iar Lavrenti Beria a fost executat. Trebuie să vă mai spun că NKDV-ul a mai avut un rol nefast în istoria Uniunii Sovietice.
Iagoda, când ne întoarcem la anteriorul șef al NKDV-ului, a participat la această crimă abominabilă care s-a petrecut împotriva poporului ucrainian în începutul anilor 30, când peste 7 milioane de ucrainieni au murit de foame. Homodorul se numește în limba ucraineană acest fapt. Practic, tot ce însemna rezervă de mâncare, de grâne, a țăranilor ucrainiene a fost preluată la stat, iar oamenii au fost lăsați pur și simplu să moară. A fost o răzbunare a lui Stalin împotriva ucrainienilor care nu doreau să se integreze în sistemul lui comunist. În cel de-al doilea război mondial, serviciile secrete sovietice au dat lovituri puternice atât adversarilor, mă refer la armatele germane, italiene, române, cât și aliaților. E mai puțin important, sigur, putem vorbi de Orchestra Roșie, celebra formațiune de spioni care a activat în Elveția și care a avut antene până în Marele Stat Major al Armatei Germane, care a reușit să ofere Armatei Roșii informația cu privire la bătălia de la Kursk și ce armate germane vor lupta. Însă aș vrea să vorbim despre penetrarea serviciilor secrete ale Majestății Sale Britanice, de echipa celor 5 celebri spioni conduși de Kim Philby, care a condus serviciul de contrainformații al Majestății Sale Britanice, MI5, de Anthony Blunt, de Guy Marbus, de John Cranford și al cincelea Donald McLean. Cei 5 magnifici, că așa au fost numiți, au furnizat Uniunii Sovietice, printre altele, informații despre cercetările atomice pe care Marea Britanie și Statele Unite ale Americii le întreprindeau. Separat este adevărat, dar așa au știut rușii că Statele Unite ale Americii au proiectul Manhattan de producerea bombei atomice și de asemenea că Marea Britanie are un proiect asemănător. Acest lucru a permis Uniunii Sovietice să infiltreze cam 200 de spioni, atât în grupul care lucra la proiectul american Manhattan, cât și în grupul care se ocupa de producerea bombei atomice engleze. Și în 1945, când președintele Harry Truman, care i-a urmat lui Franklin Delano Roosevelt la conducerea Statelor Unite ale Americii, i-a spus în septembrie 45 la Potsdam mareșalului Stalin: știți că noi deținem bomba atomică pe care tocmai am folosit-o împotriva Japoniei și nu știu ce, Stalin a fost foarte liniștit, foarte degajat. Practic, parcă nici nu-l interesa informația, situație care i-a pus pe gânduri pe americani. Ei nu știau că secretele armei lor teribile deja plecaseră spre Moscova cu ajutorul a două familii de cercetători evrei care lucrau la proiectul Manhattan, familia Cohen și familia Rosenthal. Ultimii au fost prinși de FBI, condamnați la moarte și executați pe scaunul electric și, de asemenea, un cercetător de origine germană, Karl Fuchs, a fost cel care a oferit KGB-ului aceste informații. Vreau să vă spun că Yuri Andropov, legendarul șef al KGB-ului, întrebat fiind de acești spioni ruși care au oferit Uniunii Sovietice informațiile referitoare la bomba atomică, a spus: am avut impresia că însuși colectivul de cercetători american conduși de profesorul Oppenheimer au încercat să creeze un echilibru între marile puteri, oferindu-ne și nouă informațiile referitoare la fiziunea atomică, astfel încât cele două mari superputeri, Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică, să se anihileze reciproc în această cursă a înarmărilor, să nu-i se permită niciuna din superputeri să dețină un control față de cealaltă. După finalul celui de-al doilea război mondial, grupul de spioni ruși în interiorul serviciilor secrete engleze au reușit performanța de a oferi pe tavă, contra informatorilor sovietici, toți agenții pe care Marea Britanie, împreună cu Statele Unite ale Americii, îi pregăteau pentru desantare în Uniunea Sovietică. Deci, timp de până în 1960, nimeni nu și-a putut închipui cum de contrainformatorii sovietici capturau imediat pe agenții parașutați, indiferent că erau ucrainieni, că erau beloruși, că erau ruși, că erau kazaci, tot ce au putut găsi prin Europa din prizonierii de război ai armatei sovietice, au încercat să-i trimită înapoi ca spioni. Toți, absolut toți,
au fost capturați și executați. De-abia după ce s-a descoperit acest rol nefast al grupului de 5 spioni ruși în interiorul serviciilor secrete britanice, s-a făcut o evaluare a marilor pagube produse de către aceștia serviciilor secrete engleze și americane, pentru că până să apare CIA-ul, englezii erau cei care dădeau tonul. În 1950, KGB-ul reușește o chestiune de forță, îl determină pe dictatorul nord-corean Kim Il-sen să atace Corea de Sud în pofida opoziției lui Mao Zedong. Deci Mao nu și-a dorit războiul din Corea pentru că el de-abia preluase puterea în octombrie 49, iar în iunie 50 începe războiul dintre cele două Corei. Însă KGB-ul a reușit să-i furnizeze niște informații false lui Kim Il-sen, din care reușeau ca americanii să pregătesc să dea ei o lovitură Coreei de Nord. Și atunci Stalin a trimis armament nou-nouț Coreei de Nord și 25 de divizii nord-coreene s-au năpustit împotriva Coreei de Sud. A fost nevoie să intervină Statele Unite ale Americii și o coaliție de 16 state alături de America pentru ca Coreea de Sud să supraviețuiască. Și se știe că la un moment dat generalul Douglas MacArthur, cel care conducea coaliția americană și a celorlalte state occidentale, a cerut chiar să fie aruncată bomba nucleară asupra Chinei, pentru că în noiembrie 1951, circa 500.000 de luptători chinezi au trecut fluviul Yalu și au luptat împotriva armatelor americane, pentru că chinezii au primit de la ruși informația că armata americană nu se va opri și urmărește să intre în China. A fost o lovitură de maestru a KGB-ului, trebuie să o recunoaștem, și vor continua pe alt continent în 1956, când îl ajută pe conducătorul egiptean Gamal Abdel Nasser să naționalizeze canalul de Suez. Nasser a fost în permanență bombardat de către rezidența sovietică la Cairo cu informații despre câștigurile enorme pe care le are corona britanică din folosirea canalului de Suez, pentru că nu poporul egiptean, nu statul egiptean încasa dividendele, ci compania pe care englezii o aveau și care administra canalul de Suez. Și bineînțeles i-au furnizat sprijinul logistic necesar, astfel că în 1956 Nasser a naționalizat canalul de Suez. Vreau să vă spun, în același timp cu Revoluția Maghiară de la Budapesta, pusă la cale de CIA, aici KGB-ul lovea în Egipt, iar CIA-ul lovea în Ungaria. Și pe scena serviciilor secrete sovietice apare Yuri Andropov. V-am spus un pic mai înainte că a fost un conducător legendar, a fost, după părerea mea, un spion mai mare decât Richard Sorge, pentru că a fost un foarte bun organizator și, începând cu 1967, când el a preluat efectiv conducerea KGB-ului, rușii au fost vioara întâi pe scena serviciilor secrete la nivel mondial. Și să trecem peste câteva realizări ale lui. Deci, în primul rând, a fost cel care a negociat cu Securitatea Română capturarea lui Imre Nagy, cel care conducea revolta maghiară în 1956. Acesta a fost ademenit în România, arestat și predat rușilor care l-au executat. În 1968 l-a bombardat pe Leonid Brejnev, conducătorul Uniunii Sovietice, cu informații că Anton Dubček, conducătorul primăverii de la Praga, se pregătește să schimbe sistemul social din Ceoslovacia și din societate comunistă să treacă în societate capitalistă. Brejnev atunci s-a speriat și a avut loc celebra intervenție din august 1968 a țărilor din Tratatul de la Varșovia, mai puțin România, împotriva cehilor. Trebuie să vă spun că atunci unitatea anti-KGB a securității ceoslovace a fost pur și simplu decimată, peste 100 de ofițeri și suboficeri au fost împușcați în primele ore ale intervenției trupelor rusești, pentru că era nevoie să pună mâna pe arhivele acestei unități. Și o să-mi permit să fac un arc peste timp. În 1989, unitatea noastră anti-KGB, unitatea militară 0110, a zidit în arhiva pe care o avea în tavanul unei camere. Deci, atenție! În 1989, în decembrie, ofițerii
au stat o zi și o noapte și au pus pe tavan toată arhiva, după care au zidit-o. De-a bine 1991 a fost cineva care a spus acolo este arhiva, pentru că toată lumea a căutat această arhivă, pentru că acolo erau identificați spionii KGB-și care activau în România. Asta a fost în 1968 cu Ceoslovacia. Între timp trebuie să vă spun că, contrar a ceea ce pare, Revoluția Cubaneză a lui Fidel Castro din 1959 nu a fost susținută de KGB. Castro a venit la putere cu ajutorul serviciilor secrete americane pentru că rușii îl considerau un cal troian al CIA-ului. Și vreau să vă spun că rezidența rusă din Havana, din capitala Cubei, a încercat în 1961 chiar să dea o lovitură de stat cu ajutorul comuniștilor cubanezi. Bineînțeles că serviciul de contrainformații cubanez, celebru G2, un alt serviciu rezultabil, a prins de veste, i-a executat pe comuniștii cubanezi, Fidel Castro a preluat conducerea Partidului Comunist Cubanez și a obținut de la Nikita Hrușov retragerea tuturor ofițerilor de informații ai KGB-ului de la Havana, ulterior ei au fost schimbați. Atunci s-a produs și o primă defectare a unui ofițer important al serviciilor secrete sovietice, este vorba de Oleg Penkovski. El a fost cel care a furnizat FBI-ului informația că rușii au adus rachete nucleare în Cuba. O situație pe care CIA-ul nu știa, a fost o surpriză totală. S-a ajuns la celebra criza rachetelor în 1962 și numai faptul că președintele american John Fisher al Kennedy a fost un om cu capul pe umeri, ne-a salvat de un colaps nuclear. Iar Penkovski a mai făcut un lucru, a predat FBI-ului și rezidența rusă a KGB-ului din Canada. Pentru că el lucra în Canada și i-a dat pe toți pe listă, astfel încât canadienii au putut să-i aresteze pe cei pe care rușii n-au reușit să-i retragă la timp. Și deci au avut și rușii... Au avut defectorii lor. Da, defectorii. Defectorii lor, exact, că așa ăsta este termenul. Da. Vreau să vă spun că un alt defector, pentru că toți suntem la acest nivel, este generalul Dimitri Poliakov, un conducător al Serviciului Militar al Armatei Roșii, GRU. Acesta a trădat începând cu 1960 și a fost capturat în 1985. El a oferit foarte multe informații serviciilor secrete americane, CIA-ului în special. Vă spuneam într-o emisiune trecută, el a fost cel care a furnizat caracteristicile armelor antitank rusești. De asemenea, a oferit lista spionilor ruși care erau infiltrați la diferite niveluri în serviciile secrete americane. De asemenea, am oferit structura unor mașini de luptă ale infanteriei sovietice. El, din păcate, a fost desconspirat de doi defectori americani, de Richard Holmes, care a lucrat la FBI, și de Eldridge Ames, cea mai mare cârtiță rusească în interiorul Agenției Centrale de Informații Americane. Practic era omul care conducea unitatea de luptă anti-KGB. Ei au spus cine este ofițerul superior rus care a furnizat aceste informații. A fost arestat în 1986 și executat în 1988. Un alt defector, și cu asta ne oprim cu defectorii ruși, a fost Oleg Gordievski. Oleg Gordievski, care provine din rezidența din Marea Britanie, vreau să vă spun că el este cel care a fost supranumit omul calculator, omul mașină, pentru că avea o memorie fantastică. A fost în stare să pună la dispoziția serviciilor secrete engleze numele, prenumele rezidenților KGB-ului în tot ce înseamnă emisfera americană. Deci vă dați seama ce pierdere a putut să aibă KGB-ul când Oleg Gordievski a defectat la începutul anilor 80. KGB-ul s-a implicat pe toate continentele. Este cel care a creat mișcarea pentru eliberarea Palestinei, al Fatahului Yasser Arafat. Da. Din păcate a fost un copil rebel, al Fatahu, pentru că rușii la un moment dat n-au mai putut să-l controleze, mai ales după 90, când Uniunea Sovietică s-a destrămat. Însă această mișcare a fost creată ca o contrapondere la crearea statului Israel. KGB-ul a fost cel care a oferit informații în toate războaiele arabo-izraeliene țărilor arabe și războiul de Yom Kippur din 1973 practic s-a dorit a fi o manevră a KGB-ului, însă
Aici ei au greșit în ceea ce privește evaluarea potențialului de luptă al armatei izraeliene și al hotărârii primului ministru Golda Meir de a folosi arma atomică. După prima săptămână de luptă, când Israelul rămăsese fără rezerve de muniție, Golda Meir l-a sunat pe președintele Richard Nixon și a amenințat că va folosi arma atomică pentru a ataca Damascu, capitala Siriei, dacă Statele Unite ale Americii nu furnizează rezerve de armament armatei izraeliene. Și atunci Richard Nixon la 3 dimineața a semnat ordinul și Israelul a câștigat și războiul de Yom Kippur. De asemenea, putem spune că urmele KGB-ului le întâlnim pe războaiele de pe solul african. Din 1974 în Angola, este cel care a furnizat armament și bani Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, care este și acum la putere. De asemenea, în Mozambic, Samora Moises Marshall, primul președinte al Mozambicului Socialist, este un agent cu ștate vechi pe lista de plată a KGB-ului. În Zair, împotriva lui Mobutu Seseco, Laurent Kabila, cel care l-a dat jos pe Mobutu Seseco de la putere, a fost stipendiat și instruit la Moscova de către KGB, după care Laurent Kabila a fost ucis, dar acum conduce fiul său. Unde au mai ajuns ei? Bineînțeles, în Zimbabwe, fosta Rodezie, în 1980, când l-au sprijinit pe Robert Mugabe, actualul președinte, care era liderul fracțiunii rebele care se opunea guvernului alb condus de Ian Smith. Nu mai vorbim de Congresul Național African, care este la putere acum în Africa de Sud și Mandela a fost susținut foarte puternic de KGB. Practic, dacă serviciile secrete ale Africii de Sud nu au avut curajul să-l execute pe Mandela, este și pentru faptul că s-a pus susținut presiune de KGB. Și ca să vedeți până unde a ajuns KGB, în timpul războiului din Vietnam, între 1967-1975, toate marșurile pentru pace, toate aparițiile în presă împotriva războiului, mă refer la presa americană, au fost stipendiate de KGB. Deci toate marșurile din Washington, tot ce apărea împotriva războiului din Vietnam, au fost stipendiate de către, dacă și celebrul festival de la Woodstock a fost stipendiat tot de KGB, tocmai ca să creeze acest curent de opinie nefavorabil dezvoltării războiului din Vietnam. Nu vă mai spun că în războiul din Vietnam KGB-ul s-a implicat cu informații pentru obținerea unor căi de transport din Vietnamul de Nord în Vietnamul de Sud a muniției și a oamenilor, celebra cale Ho Chi Minh. Ei au fost cei care le-au spus vietnamezilor să treacă prin Cambodgia și Laos ca să nu poată aviația americană să îi detecteze și această cale Ho Chi Minh, denumită după numele celui care a condus Vietnamul de Nord în perioada războiului împotriva Americii, a fost o cale sigură de transport a oamenilor și armamentului din nord în sud, astfel încât americanii nu au reușit în niciun moment să blocheze acest transport în permanență de oameni și armament. Bineînțeles, armamentul rusesc a făcut diferența. La un moment dat, KGB-ul a susținut că dacă Vietnamul de Nord nu primește armament antiaerian, va trebui să capituleze într-o lună de zile, pentru că președintele Lyndon Johnson, în 1968, începuse o campanie de bombardament cu bombardiere din acestea mari B-52, care transporta fiecare câte 18 tone de bombe. Și atât capitala Hanoi, cât și portul Hang Phu al vietnamezilor, principalul port pe unde îi primeau ajutoare de la ruși, erau aproape ruine. Și atunci KGB-ul, Yuri Andropov, a cerut conducerii de la Moscova să permită ca armamentul modern antiaerian rusesc să ajungă. Urmarea, în luna următoare, 60 de bombardiere americane au fost doborâte de armamentul rusesc, mai ales de rachetele Sol-Air. Trebuie să ajungem și la un moment în care KGB-ul, fiind în vârf de formă, au pierdut America de Sud, am uitat să vă precizez, după un început fulminant cu Salvador Allende în Chile, în 1970, în 73, când acesta a căzut și a fost ucis în timpul luptelor, KGB-ul a pierdut controlul asupra Argentinei, asupra Chile, deci toată partea de sud a continentului american, dar și-a luat revanșa cu partea centrală, cu Nicaragua, Salvador, Honduras, Bolivia, Peru și Ecuador, care în momentul de față au guverne de stânga, guverne
conduse de tot felul de politicieni care, într-un fel sau altul, au fost pe lista de pregătire și de plată a KGB-ului. Interesant. Momentul 90. 90, înainte de momentul 90, a fost căderea. Germanii, da, exact. A fost căderea KGB-ului în capcana întinsă de CIA cu războiul din Afganistan. Război în care rușii l-au pierdut și pe Yuri Andropov, în 1982 el a murit. Și s-a dovedit că războiul din Afganistan a fost un război în care KGB-ul nu s-a putut mișca, cu toate că ei, spre deosebire de americani, nu sunt adepții folosirii descoperirilor științifice. Folosesc sateliții, folosesc ascultarea, dar ei întotdeauna rușii au fost cu factorul uman și pe infiltrări. Gândiți-vă că la un moment dat, după retragerea lor în 1989, căpetenia războinică Ahmed Shak Massoud, tajicul care i-a înfrânt în permanență în timpul celor 10 ani de lupte, a devenit prieten al rușilor. De s-a bătut cu ei 10 ani, după care rușii au reușit să-l întoarcă și să devină prieten al lor, până când a murit în 2001. În 1990, unificarea Germaniei a fost rezultatul înțelegerii între președintele american George Bush senior și Gorbaciov. Și Gorbaciov, exact. Care au hotărât să-și reîmpartă sferele de influență, însă trebuie să vă spun că Gorbaciov este creația lui Yuri Andropov. Deci Yuri Andropov a fost cel care l-a ales pe Gorbaciov să fie conducător al Uniunii Sovietice, l-a trimis la toate școlile posibile, atât ale KGB-ului cât și școlile de partid, și a fost Gorbaciov însuși a recunoscut că era ca și copilul lui Yuri Andropov. Iar Gorbaciov a vrut să aplice cu Germania planul în 4 puncte al lui Yuri Andropov referitor la partidele de sorginte comunistă care trebuie să facă față unei societăți capitaliste. Cum a spus Yuri Andropov că pot aceste partide? În primul rând, se transformă în partide social-democrate. După care participă la alegeri libere, pe care le câștigă, datorită faptului că va exista corupție. Deci, atenție ca să vedeți că se aplică aceste prevederi foarte ușor acum, și la societatea actual, noastră. Da. Partidul va fi măcinat în interior de corupție și va pierde puterea. Deci primul pas, schimbarea numelui, pasul 2, câștigarea primelor alegeri libere, pasul 3, pierderea următoarelor alegeri și vor veni niște partide de dreapta împănate cu oameni ai serviciilor secrete care vor avea grijă ca conducerea să fie defectuoasă, cazul nostru CDR-ul, după care pasul numărul 4, partidul se întoarce la putere. Asta a încercat Gorbaciov să facă cu Germania reunificată. Numai că n-a mai avut timp la el acasă. Uniunea în Germania Sovietică, nu s-a putut, dar a încercat KGB-ul în alte părți. În alte părți, în alte părți a ieșit. Asta. Și cred că le-a ieșit. Cred că le-a ieșit, nu? Da. Mie mi se pare cu atât așa de cunoscută povestea asta în patru pași. Da, încât cel puțin la noi în țară a am cam trăit-o, prins. Am trăit-o, a cam mers. Gorbaciov n-a prevăzut și nici KGB-ul n-a prevăzut colapsul economic în care s-a aflat în 1991. KGB-ul a încercat să blocheze printr-o lovitură de stat în 1991, alertându-l chiar pe Gorbaciov. Din păcate n-a mai putut să salveze nimic și Uniunea Sovietică s-a destrămat. Toată lumea a crezut atunci că s-a destrămat și KGB-ul, însă cei care s-au grăbit să anunțe decesul serviciilor secrete ruse au greșit. Pentru că ei au gestionat în mod cu totul excepțional această perioadă post-destrămare a Uniunii Sovietice. Și vă dau câteva exemple. 1991, Transnistria, Republica Moldova. Dorința de independență a Republicii Moldova și de alipire cu România a fost blocată de conflictul artificial generat cu transnistrienii. Și în momentul în care trupele poliției moldovene s-au dovedit prea slabe pentru forța care exista în Transnistria din punct de vedere armat, și acolo să nu uităm, exista armata 14 condusă de generalul Lebed, Republica Moldova nu s-a lipit de România. În 1992, provincia Nagorno-Karabakh, aparținând Azerbaijanului, dar fiind locuită în majoritate de etnici armeni, solicită să se alipească la Armenia. Începe un război în care KGB-ul susține Armenia, iar armenii câștigă. De ce s-a dorit acest război? De ce a apărut această enclavă în Nagorno-Karabakh? Pentru a bloca Revoluția Islamică pe care Iranul
o vroia introdusă în fostele republici asiatice ale Uniunii Sovietice, unde v-am spus că există 40 de milioane de musulmani, în majoritate suniți. Dacă Azerbaijanul câștiga războiul din 1992 pe enclava Nagorno-Karabakh cu Armenia, atunci nu îi mai puteau stăpâni pe musulmani. Câștigând armenii, atunci musulmanii au rămas pe loc. De asemenea, au fost create niște război artificiale între minoritarii ruși din cele două republici georgiene, Abhazia de Sud și stați cam un lapsus acum. Mă rog, sunt două republici separatiste în care KGB-ul a creat acest război pentru a bloca pe georgieni de a se apropia de Abhazia și Osetia de Sud. Abhazia și Osetia de Sud a fost un război creat artificial încă din 1993. Iar în 1994, după puciul de la Moscova, după ce Boris Yeltsin devine președintele Federației Ruse, o nouă încercare se prefigura în fața urmașului KGB, celebrul FSB de astăzi, cererea de independență a Republicii Cecenia. Cecenii sunt un popor extrem de dârz, un popor musulman. Da. În 1944 ei au fost în totalitate deportați în Siberia de către Stalin pentru faptul că au luptat alături de armatele germane și românești în cel de-al doilea război mondial, iar liderul lor de atunci, Johar Dudaev, era general în aviația atomică a Uniunii Sovietice, deci era un tip extrem de inteligent. KGB-ul încearcă să-l reducă la tăcere pe Johar Dudaev, atentatul eșuează și acesta începe o rebeliune pe față împotriva Federației Ruse, are loc primul război ruso-cecen, încheiat cu meci egal. Asta a fost o palmă pentru FSB, pentru că ei nu au reușit să ofere Armatei Roșii informații plauzibile despre luptătorii ceceni și rușii au avut niște pierderi enorme pe frontul din Cecenia. Cel care a salvat situația a fost un fost spion rus, Vladimir Putin, care a activat în fosta Republică Democrată Germană, la Dresda. El a refăcut din temelii FSB-ul și rezultatul s-a văzut, pentru că în 1999 rușii au învins pe ceceni, după lupte foarte grele. Trebuie să spunem că totuși în primul război între rușii și cecenii, FSB-ul a înregistrat o victorie răsunătoare prin uciderea lui Johar Dudaev cu ajutorul unei rachete lansată de un avion rus de vânătoare care a urmărit semnalul telefonului mobil al lui Johar Dudaev și când acesta vorbea la telefon, l-a lovit drept în ureche. Ceilalți lideri ai Republicii Autonome Cecenia, Aslan Mashadov, Shamil Basayev și Dogu Umanov, au declarat califat după 1999 și acest califat a însemnat atentatul de la Teatru din Moscova din 2002, atentatul de la Școala din Beslan din 2006, ambele acțiuni teroriste încheiându-se cu pierderi de sute de vieți omenești. FSB-ul n-a uitat și nu i-a iertat pe cei trei lideri ai cecenilor care au sfârșit acum 2 ani, Aslan Mashadov, anul trecut Shamil Basayev și anul acesta în martie Dogu Umanov, toți trei sărind în aer cu mașinile pe care le conduceau. Deci, datorită plasării unor bombe în mașinile pe care aceștia le foloseau. Asta înseamnă că FSB a reușit să se infiltreze în organizațiile cecene și a putut să îi ucidă pe cei trei lideri. O concluzie de final. Îmi pare rău că nu putem să ne referim la actuala fază a războiului din Siria, unde FSB-ul și-a luat revanșa față de înfrângerea pe care americanii i-au administrat-o în Afganistan și pe urmă în anii 90. În momentul de față, serviciile secrete ruse domină lupta din perimetrul sirian și cred că dacă vor ajunge și în Irak, Agenția Centrală de Informație Americană va avea mari probleme. Consider că pe ierarhia serviciilor pe peninsula arabică, pe ierarhia mondială a serviciilor secrete, cred că atât FSB-ul cât și CIA-ul își împart locul 2.
Pe locul întâi, de departe, este Mossadul, serviciul secret israelian, iar pe locul 3-4 vin serviciile secrete engleze și serviciul secret al Republicii Populare Chineze, care, uitați-vă pe ce treaptă de dezvoltare au ajuns chinezii, nu întâmplător, pentru că fără servicii secrete puternice nu pot să realizeze acest fur de tehnologie pe care l-au realizat chinezii și au adus țara lor pe prima poziție economică a lumii. Despre Mossad vom discuta într-o emisiune viitoare, dar nu despre istoria Mossadului, pentru că noi am mai făcut o emisiune cu istoria Mossadului. Aș vrea să abordăm niște acțiuni ale Mossadului mai puțin cunoscute, apărute în cursul anilor 2000. Nu știu câți din privitorii noștri sunt avizați, dar o să încerc să vă prezint câteva acțiuni ale Mossadului care să justifice locul pe care i-am plasat. Da. Cum spuneți că sunt cei mai buni servicii secrete. Și am să vă spun și de ce îi consider. Nu e posibil ca 8 milioane și jumătate de cetățeni evrei să țină pe loc 400 de milioane de arabi decât dacă ai niște servicii secrete redutabile. Mulțumim mult de tot, domnule Bușu. Cred că sigur mai erau multe de spus. Foarte multe, foarte multe, decât spre KGB, dar serviciile atât am avut spațiu. Nu ne permite timpul. Vă așteptăm și data viitoare. Mulțumim și noastră că ați fost alături de noi. Nu uitați, duminica viitoare la ora 19 ne revedem. La revedere! Bună seara!